Bună ziua, stăm de vorbă cu doamna Roxana Morozan de la firma de recrutare Aqua Consulting Group. Doamna Morozan, cum găsim angajați de talent? Pentru că se vorbește despre angajați de talent, despre angajații aceia de care ai nevoie într-un anumit moment neapărat, ai nevoie strigentă, fără de care compania ta nu poate merge mai departe. Deci cum găsim angajați de talent care să facă diferența în piață, care să scoată din joben ideile, creațiile, viziunea, care să ducă valoarea adăugată firmei? Asta cu scosul din joben a ideilor, viziunii și așa mai departe, cred că e o așteptare puțin nerealistă. Da, sunt oameni talentați pe piață și e important, în primul rând, dacă e să ne gândim la antreprenori, să se gândească mai întâi de toate la ce le trebuie, care este obiectivul lor, ce își doresc să obțină și apoi să stabilească exact sau cât mai aproape de adevăr exact competențele pe care le caută la oameni. În ultima perioadă s-au tot vehiculat tot felul de idei despre mai avem sau nu mai avem talente. Da, cert este că este greu să-i aduci la tine în companie, mai ales când ești o companie mică, la început de drum, un startup. Sursele cele mai des utilizate și care aduc succes ar fi rețelele, fie cele sociale profesionale, fie rețelele personale pe care respectiva persoană le are. Deci o firmă, să zicem, cu 1-2, care are nevoie de 1-2 angajați, un startup, o firmă la început de drum, o firmă mică, cel mai bine ar fi să intre pe rețelele acestea, pe eJobs, BestJobs sau rețelele internaționale mari, LinkedIn? Site-urile de recrutare sunt un instrument. Din ce în ce mai mult în ultima vreme a devenit un instrument sau o sursă în zona clasică. Acum, mai ales dacă faci parte dintr-un domeniu în care se așteaptă să ai oameni cu idei care să aducă inovație în companie, ar trebui să fii la fel de inovator în momentul în care cauți acești oameni. Și atunci și modul în care îi cauți, canalele pe care mergi, nu mai sunt cele clasice. Dacă acum 15 ani, de exemplu, când am început eu cariera în consultanță, dădeai anunț de angajare în ziar. În ziar, da, pe vremea aceea, acum nu mai este cazul. Chiar și anunțul pe care îl dai pe un site de recrutare se poate pierde între alte multe anunțuri și atunci trebuie gândit altfel. Trebuie să-l faci altfel, să-l formulezi, să fie atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui job sau pentru cei pe care ți-i dorești la tine în companie și care nu neapărat caută un job în momentul acela. Startup-ul în sine are particularitățile lui, provocările lui, de pildă, fiind vorba de un număr redus de angajați, fiecare angajat este foarte important pentru acea companie. Nu, practic nu poți să faci o redistribuire a sarcinilor de la un post neocupat către ceilalți salariați din firmă, fiind foarte puțin, fiind foarte, să zicem, foarte bine canalizați pe un domeniu, foarte specializați. Din acest punct de vedere, care sunt provocările pentru o firmă de acest fel? Hai să nu spunem erori, dar de cele mai multe ori oamenii își caută în momentul în care încearcă să-și mărească echipa și vorbesc aici de firmele mici, de startup-uri, pot încerca să-și caute oameni care să semene cu cel care a pornit afacerea. Ar trebui să caute abilități complementare. Da. Astfel încât să nu rămână lucruri neacoperite, zone neacoperite și să nu aglomerezi un specialist, de exemplu, care ar putea foarte bine să facă o anumită bucățică dintr-un proiect și să o facă foarte bine și să-l aglomerezi cu task-uri sau activități administrative sau de rutină, pentru că atunci pierzi din valoarea omului și pierzi din ceea ce ar putea să-ți aducă ca și valoare adăugată pe proiect sau în companie. Atunci, odată, ar trebui să cauți complementaritatea aceasta, deci persoane sau specialist care să vină să te completeze pe tine ca antreprenor, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă ca antreprenorul respectiv să se implice în mod activ și în operațional.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să își caute persoane care să fie, să aibă acea dinamică și acel avânt și acea disponibilitate de a face parte dintr-un startup. Pentru că, într-adevăr, este o perioadă solicitantă, dar în același timp foarte efervescentă. Și sunt persoane care caută efervescența asta. Că vorbeam despre caracteristicile angajatului român. Costul cu forța de muncă în România mai este un avantaj competitiv? Cum simțiți piața forței de muncă? Putem vorbi de costuri reduse cu forța de muncă, practic cu salariile și totuși de beneficii pentru firme din punct de vedere al profesionalismului, al pregătirii angajaților în România? Dacă vorbim tot despre startup-uri și despre firme mici, nu putem să spunem că este un avantaj. Adică costurile vor fi oricum percepute ca mari într-o perioadă de început. Ceea ce le spun eu și clienților și deopotrivă și potențialilor candidați este să o vadă ca pe o investiție. Pe de o parte, întreprinzătorul ar trebui să vadă acest cost cu angajatul ca pe o investiție în viitorul companiei. Pe de altă parte, posibilul candidat sau viitor angajat ar trebui să o vadă ca pe o investiție în viitorul lui. Și atunci costul, să spunem că n-ar trebui să fie perceput ca fiind foarte mare. Haideți să luăm puțin așa pe domenii, să facem o analiză de la caz la caz. De pildă, o firmă mică din domeniul IT-ului, ITNC-ului, care are nevoie de programatori, de specialiști în hardware, în software. Cât e de greu pentru o astfel de firmă să găsească rapid angajați buni? Provocarea principală în acest domeniu este faptul că sunt foarte vânați acești oameni. Dezvoltatorii, developerii pe care îi cauți pentru anumite tipuri de proiecte și de programe pe care vrei să le dezvolți sunt în permanență vânați. Da. S-a întâmplat, de exemplu, să avem situații în care o mică firmă, într-adevăr, a apelat la noi, a vrut să caute niște oameni, dar a avut o perioadă, să spunem, mai lungă în care s-a hotărât asupra deciziei finale, a pierdut candidații. Pentru că astfel de oameni se poate întâmpla să aibă oferte în aceeași săptămână din 2-3 surse. Deci există o mare competitivitate în zona asta. Și atunci contează foarte mult prin ce te diferențiezi. Și dacă ar fi să fac o recomandare în privința asta pentru cei care pornesc un startup, ar fi să găsească acel beneficiu, acel punct care îi diferențiază de restul. Și să-l valorizeze, pentru că mă întrebați mai devreme cam care ar fi provocările pentru un astfel de startup. Primul și în primul rând ar fi faptul că nu-i cunoaște nimeni. Da. Și poate să fie un dezavantaj, dar contează cum îmbraci restul beneficiilor. Da, practic, putem spune că nu numai candidatul este în situația de a fi ales, ci și firma este în situația de a fi aleasă de candidat. E o inversare de roluri. Da, de multe ori. S-a inversat de destulă vreme această postură, pentru că în momentul în care ai într-adevăr un talent în companie, vrei să-l ții acolo și îl motivezi și investești și faci în așa fel încât să-l fidelizezi. Și atunci deja migrația personalului se face mult mai greu. Absolut. Tocmai că ați adus vorba de menținerea talentului în companie. Am reușit să recrutez, să zicem, un tânăr de talent în compania mea de outsourcing sau de ITNC și mai departe cum îl țin alături de mine și, mă rog, să nu plece fie la concurență, fie la companii mai mari, cum reușesc să-l țin alături de mine, să creștem împreună, practic. Ați spus bine, să creștem împreună. Foarte mulți tineri care sunt la început de carieră în zona asta sunt interesați de a învăța. De a învăța și de a se dezvolta în noi direcții. Și atunci, dacă prin proiectele pe care
le dezvolți prin șansele pe care le dai, prin oportunitățile pe care le oferi angajaților tăi de a se implica în zone diferite, de a-și dezvolta și alte abilități, asta poate să fie o modalitate prin care să-i fidelizezi. Mai ales că millennials, deci generația născută în jurul anului 2000, exact, cam asta caută. Interesează foarte mult cum sunt tratați și atunci e important să le asiguri un mediu de lucru în care să se simtă bine, să poată crea, să se poată desfășura și manifesta așa cum își doresc. Și aici ne ducem la cultura organizației pe care o dezvolți. Acum, o firmă de dimensiuni mici, un startup, când poate să se îndrepte către o firmă de resurse umane pentru a-și găsi personalul? Este potrivit să meargă spre astfel de servicii sau sunt suficiente site-urile acelea de recrutare? Iarăși revin și spun, depinde ce îți propui. El poate oricând. Respectivul startup poate oricând să apeleze la o astfel de companie. Depinde cum privește acea investiție. Dacă o vede ca pe o investiție reală, pe termen mediu și lung, merită. E ca și când ți-ai propune să crești, dar nu ești dispus să investești în treaba asta. Sunt costurile mari? Investiția e mare? Depinde de post, depinde de ce presupune respectiva recrutare. Iarăși, îmi vine acum în minte parabola pescarului, dacă o știți, nu-i da pescarului pește, ci învață-l să pescuiască. Cam asta am propus și noi unor clienți care își doreau să crească, n-aveau inițial buget alocat pentru recrutare și atunci am zis ok, facem coaching, te învăț cum să cauți, te asist eventual în primul proces de recrutare, după care cu investiția asta tu poți să te dezvolți mai departe și poate să fie o alternativă. Pe site-urile acestea de recrutare de specialitate, care ar fi ponturile, tips and tricks pe care trebuie să le urmărim ca firmă de recrutare, ca firmă în căutarea unui angajat? În ultima perioadă poate să fie o alternativă care să nu fie atât de bună, să spunem. De ce? Foarte multe persoane nu-și mai caută sau nu-și mai actualizează aplicațiile pe care le au pe site-urile de acestea de specialitate. Depinde foarte mult despre ce vorbim. Un developer nu cred că își va actualiza în ritmul în care evoluează lucrurile atât de rapid și aplicația de pe site-ul respectiv. Și atunci o sursă alternativă ar putea să fie comunitățile, adică să te duci să cauți exact la comunitățile online care te interesează în rețeaua ta sau în rețeaua și conexiunile pe care le ai în domeniul tău specific. Ca și modalitate de a căuta, da, te uiți la, nu știu, poți să te uiți la firme concurente, poți să te uiți la titulatura postului, dar poți să dai greș, mai ales dacă nu ai o astfel de abilitate dezvoltată de a căuta, de a face selecția aplicațiilor. E mult material, e multă informație și atunci riști să pierzi foarte mult timp. Care ar fi riscurile care se pot ascunde în spatele unui CV bun? O persoană care să fi fost învățată foarte bine cum să-și facă CV-ul. Pot să existe competențe prezentate foarte frumos, dar care în momentul verificării să-ți dai seama că de fapt nu sunt la nivelul la care te așteptai și la standardul dorit. Fără să fie neapărat minciuni, să spunem. Da, nu le-aș categorisi ca minciuni, ci pur și simplu o prezentare foarte pozitivă sau mai sus decât standardul la care te aștepți. Bun, asta vreau să vă întreb. Vă mulțumesc tare mult! Multă plăcere!